acest nou privilegiu pe care îl avem și în această dimineață. Și așa cum am și cântat, spunea această cântare atât de frumos, Lumină, fă-mă necurmat. Și probabil că fiecare dintre noi știm bine ceea ce Domnul ne-a rânduit pe noi ca și copiii Săi. Și după ce Domnul s-a îndurat de noi și ne-a răscumpărat de acolo de unde eram fiecare dintre noi, ori poate dintr-o formă religioasă, dar cu toții, oricum eram în păcat și fără de lege, Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ ca să fim o lumină. Dar dincolo de această realitate pe care în mod individual fiecare trebuie să o arătăm și să fim ceea ce Domnul ne-a rânduit, să nu uităm ceea ce cuvântul ne-a arătat și astăzi suntem strânși ca și biserică tot la fel, ca să fim o mărturie pentru Domnul. Dragii mei, niciodată n-ar trebui să uităm aceste lucruri care caracterizează viața celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Mărturie personală și mărturie împreună, ca și popor al Domnului. Știți ce spunea Domnul Iisus? Mă rog ca ei să fie una. Poporul Domnului, biserica și bisericile locale, dacă pot să spun așa, ar trebui să fie și suntem o mărturie pentru Domnul nostru. O manifestare a puterii lui Dumnezeu arătată față de niște oameni păcătoși, dar oameni care au cunoscut îndurarea, harul, dragostea lui Dumnezeu în viețile lor. Deci, dragii mei, să ținem cu scumpătate la această mărturie ca și popor al Domnului. Da, uitați-vă, vremurile sunt grele. Diavolul, prin tot felul de metode, caută să stingă această mărturie. Și vă întreb, și poate ar trebui să ne punem în această dimineață întrebarea, ce-ar fi mărturia pentru Domnul în momentul când biserica n-ar mai fi strânsă la oaltă? Când biserica, într-un sens, ar fi desființată, într-un sens, deși știm bine ce a spus Domnul, că porțile locuinței morților nu o vor birui. Era vorba de biserică. De aceea, dragii mei, să țințim și noi această dorință a lui Dumnezeu în inimile noastre. Da, să ne facem partea noastră. Și Domnul cu siguranță și-o va face în dreptul lui. Să iubim părtășia, să fim împreună ceea ce Domnul s-a rugat pentru noi. Să fie una. Cum manifestăm această unitate? Dacă nu în cadrul bisericii, în cadrul poporului Dumnezeu, în această dragoste la care cu toții am fost chemați să o arătăm față de lume și, în primul rând, față de poporul Domnului. De aceea, dragii mei, haideți împreună să ne gândim cât de scumpă este înaintea Domnului. Spunea, la un moment dat se spunea și, nu mai știu dacă fratele Sergiu, dar oricum a fost adus această ilustrație. În momentul în care într-o țară din aceasta foarte autoritară, în care s-a interzis bisericilor să se mai strângă, și nu în perioada aceasta de pandemie vorbim, da? Vorbim de mult odată în istorie. Știți ce s-a întâmplat? Mergând pe stradă, conducătorul acestei țări a constatat că el a închis bisericile, dar în fiecare stradă a ajuns să fie și să aibă loc biserici. Pentru că, dragii mei, e bine să înțelegem fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a chemat la lucrul acesta. Sigur, trebuie multă înțelepciune. Domnul ne cheamă să fim înțelepți, dar niciodată să nu dăm cu piciorul, să nu neglijăm ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Doresc să fiu bineînțeles în tot ceea ce spun, dar gândiți-vă, nu e dorința mea, e dorința Domnului. Că acolo unde sunt doi sau trei, să fie și El prezent. Ca biserica să fie o mărturie vie, până când, să nu uităm. Domnul vine și își va răbi. Ce anume? Biserica. Mireasa. O va lua să fie pentru totdeauna. Ne-a spus Domnul să ne retragem fiecare dintre noi? Probabil fiecare gustăm. Eu însumi am gustat. Momente în care aș fi vrut să plec, să stau deoparte, să stau liniștit, să mă așez pe corbioara mea, pe barca în care Dumnezeu m-a așezat în familia mea și să las totul în urmă. Dar e voia lui Dumnezeu? E gândul lui Dumnezeu? Ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi. Cum manifestăm și arătăm puterea miraculoasă a lui Dumnezeu? Cum vor cunoaște oamenii? Spune Domnul în cuvântul Său, prin biserică vor cunoaște. Noi de multe ori ajungem să credem că suntem atot suficienți. Ne-au dezamăgit creștinii. Ne-au dezamăgit oamenii. Dar, dragii mei, Domnul ne-a chemat să avem așteptări de la oameni?
Domnul ne-a așezat ca să avem încredere în oameni? Nu, într-unul singur. Merită toată credința noastră, toată încrederea noastră în Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur, asta nu înseamnă și n-ar trebui pe niciunul dintre noi să ne împiedice să fim oameni de încredere. E alt aspect. Dar încrederea noastră niciodată nu trebuie să fie în om. De aceea Domnul ne-a așezat în biserică, cum se auzea și în rugăciune, ca să ne iubim. Să ne iertăm unii pe alții. Să ne îngăduim. În ciuda slăbiciunilor. Și am în această dimineață un mesaj. Un mesaj care, cel puțin un verset care mi-a răsunat de multe ori. De când, poate din nou, n-am mai putut să ne strângem ca și adunare. Și privind la tot haosul care se desfășoară astăzi pe fața Pământului. La tot ce înseamnă frământările, manipulările, minciunile, tot ceea ce curge. Și din păcate, este un lucru pe care Domnul l-a prevestit. Și astăzi, ca și popor al lui Dumnezeu, trecem printr-o astfel de vreme. Nu vreau să înțelegeți, nu vorbesc în mod profetic, nu vreau să înțelegeți că nu știu ce viziune am avut, nu despre asta vorbesc. Dar uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu ce spune și haideți ca împreună să deschidem în această dimineață cuvântul Domnului la Luca 22, versetul, începând cu versetul 31, pagina în Sfânta Scriptură 1019. Deci Luca 22, începând cu versetul 31. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca vrâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță, și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Satana a cerut să vă ceară ca vreo. Este versetul care cel puțin în ultima vreme tot persistă pe inima mea. Am văzut că și Alex l-a folosit, sau cel puțin duminică seara și-a adus aminte de acest verset. Satana a cerut să vă ceară ca vreo. Dragii mei, mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne deschidă ochii tuturor, să percepem și să pricepem și să înțelegem cum stau lucrurile din punct de vedere spiritual. Da, poate mulți oameni de pe acest pământ se plâng că li s-au limitat libertățile. Se plâng, știu eu, că nu mai pot să facă ce au făcut altădată. Poate se plâng că nu mai pot să ajungă, cum spuneam și duminica trecută, în locuri de distracție, să facă tot ce și-au dorit. Da, poate se plâng. Se plâng, poate, de numărul de îmbolnăviri. Se plâng de multe lucruri. Dar, dragii mei, înțelegem că, dincolo de toate acestea, este o luptă care se dă. Pentru ca, într-adevăr, poporul Domnului să slăbească tot mai mult. Și mărturia care trebuie să fie vie pentru el, să fie tot mai mică și tot mai slabă. Dragii mei, ce are de spus biserica în această vreme? Ce avem noi ca și popor al Domnului de spus în această vreme? Rămânem o mărturie vie pentru El? Trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu? Nu numai individual, cât și ca popor al Lui? Sau tare ușor cedăm? Ne considerăm poate lipsiți. Considerăm că frații nu ne înțeleg, poate în temerile noastre, în slăbiciunile noastre. Și dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem în această dimineață este că, asemenea lui Petru, ca într-o apă care nu avea după mult timp decât să guste și să realizeze cât de slab este ea, să percepem fiecare dintre noi că fără de puterea Domnului în viața noastră, noi suntem slabi, suntem mici și suntem falimentari. Ceea ce poate să dea tărie vieților noastre, cum s-a vorbit și de dimineață, pototul în cine? În Hristos care mă întărește. Hristos Iisus nu mai este același? Nu are suficiente provizii, dacă pot să spun așa, și resurse pentru poporul lui Dumnezeu din vremea de astăzi? S-a scurtat mâna Domnului pentru noi? S-a scurtat mâna Domnului pentru un popor care de multe ori se teme mai rău decât necredincioșii? E trist lucrul acesta, dragii mei. Nu spun, cum spunea bine și frumos cineva, când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Nu s-a dus să tragă de mustăți pe acel leu. Dar a știut acolo și a simțit și a cunoscut
puterea și brațul Domnului care a intervenit și care a închis gura acelor animale. Dragii mei, ne temem de moarte? Ne agățăm cu toată ființa noastră de acest pământ? Considerăm că Dumnezeu ne-a lăsat să ne trăim creștinismul în casa noastră, departe de poporul Domnului? Ridic aceste întrebări pentru noi care suntem poporul Domnului și ne bucurăm de faptul că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Ne-a dăruit harul acesta. Poate oamenii din lume vor dori să vadă și să găsească răspunsuri în mijlocul bisericii. Și biserica e tot mai slabă. Biserica Domnului parcă e tot mai anemică din punct de vedere spiritual. Nu, dragii mei, puterea Domnului nu s-a scurtat. Dar traversăm și asta am spus, mă rog Domnului, ca nouă tuturor să le deschidă ochii. Ca să înțelegem și să pricepem. Traversăm o perioadă în care parcă diavolul a cerut să cearnă poporul Domnului. Nu se stresează prea mult cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Ei oricum nu vor alerga la Dumnezeu. Nu! Ci gândiți-vă, așa cum în această împrejurare. Și sigur, îmi vine acum în minte, de multe ori considerăm că în istoria acestui pământ noi suntem cei mai oropsiți, noi traversăm cele mai grele momente. Dar credeți că momentele, nu vorbesc de alte momente istorice, războaie, calamități naturale, ciume, nu COVID-ul acesta, ciume au fost, holere, tot felul de boli grave, momente în care creștinii erau așezați ca torță, gândiți-vă, nu aprindeai lumina. Nero și-a permis să aprindă lumina în ceea ce îi privește pe creștini. Asta a fost punctul de vedere al lui Nero cu privire la niște oameni. Oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta și-a permis. Comparăm această situație prin care trecem cu lucrul acesta? Nu, dar mie mi se pare că modul în care diavolul luptă astăzi este mult mai subtil. Și de multe ori atât de ușor pierdem din vedere. Știți ce a spus Domnul? Prin cuvântul Său, noi nu suntem în necunoștință de planurile Lui. Credeți că diavolul stă la ușă și aplaudă pentru fiecare creștin care vine la strânge la oaltă? Crezi că diavolul te va îndemna să te scoli din așternutul tău să vii la strânge la oaltă? Nici de cum, ba mai mult. Îți va șopti la ureche frații pe care îi ai. Nu s-au dovedit de atâtea ori credincioși. De multe ori te-au dezamăgit. Ăștia sunt frații pe care să-i ai? Ăștia sunt oamenii răscumpărați de Dumnezeu? Dar ăștia sunt. Oameni slabi, de multe ori falimentari, noi toți. Dar suntem oameni de care Dumnezeu s-a înturat. Oameni care suntem în mâna lui Dumnezeu. Oameni în viața cărora Dumnezeu a început să lucreze și lăudat să fie Domnul pentru tot ce a făcut în fiecare viață și în fiecare răscumpărat în parte. Știți, dragii mei, de multe ori diavolul cum îndreaptă privirile noastre ale copiilor lui Dumnezeu doar spre lucruri negative din viață. Doar spre slăbiciunile celorlalți? Doar spre neizbăvirile? Doar spre neputințele? Asta îndreaptă. Ca să fim cu adevărat poate dezamăgiți. Să stăm liniștiți. Să nu ne mai dorim să fim implicați. Să nu ne mai dorim să fim împreună cu poporul Domnului. Să nu mai dorim să iubim pe cei care Domnul i-a iubit. Nu uitați, fiecare sunt iubit de Domnul. Domnul a plătit un mare preț chiar pentru cel mai mic frate. Sau soră care, știu, ar fi vreodată răpit în cer, răscumpărat de Domnul, chiar pentru cea mai slabă viață. Domnul a dat un preț atât de mare, așa cum a dat și pentru fiecare dintre noi. Dar, dragii mei, de câte ori, ca și pentru, din păcate, ajungem să nu mai privim spre slăbiciunile noastre și spre ale celorlalți. De câte ori privim spre falimentele celorlalți și spunem, de atâția ani, omul acesta vine în adunare și doar atât a înțeles din creștinism? Nu, să ne doară, desigur, nu asta spun. Dar să ne doară poate și de starea în care noi suntem de multe ori. Și nu o vedem, și nu o percepem, și nu o înțelegem. Pentru că, dragilor, am spus ceea ce îmi doresc este să înțelegem că suntem într-un război spiritual. Un război în care Satana își folosește toate instrumentele și toate pârghiile să rupă, să divizeze, să aducă letargie, să aducă comoditate din punct de vedere spiritual, ca poporul Domnului abia să mai se trească.
Dragii mei, uitați-vă ce a spus. Am spus, nu neapărat într-un moment istoric. Haideți să privim aici ce se întâmplă în astfel de momente. Gândiți-vă cum toată hoarda oastelor întunecate loveau și căutau să lovească în Domnul Iisus și în ucenicii cei care erau aproape. Momente grele. Momente tare dificile. Și Domnul îi spune lui Petru, Simone, Simone, Satana a cerut să vă ceară ca pe lume. Nu știu foarte multe despre acest proces, dar măcar într-o mică măsură. Știm ce înseamnă acest proces al trierii, în care rămâne greul și tot ce este pleavă, tot ce e nepotrivit, tot ceea ce e care nu e de trebuință, nu e de folos, este aruncat. Și cu siguranță, probabil, în epoca pe care o traversăm, metodele s-au modernizat, dar în antichitate, cel puțin, probabil și mulți zeci de ani în urmă, acum câtva timp în România, nici măcar zeci de ani în urmă, probabil cernerea grâului, acest proces, era un proces făcut probabil printr-o sită, ceva de genul acesta, în care era nevoie să zgudui bine grâul respectiv, conținutul acelei site, ca să cadă tot ceea ce era pleavă și lucruri nefolositoare și să rămână ceea ce era valoros, grâul. Procesul acesta e un proces care zguduie grâul. Și, dragii mei, nu cumva, în același fel, diavolul a cerut pentru poporul Domnului o perioadă de genul acesta în care să trăie bine grâul. Să zguduie bine. Să bage în această centrifugă. Și eu nu spun acum și nu vreau să înțelegem pleavă ca frații care poate au alunecat. Nu despre asta vorbesc. E un proces în care, în primul rând, s-ar putea și Domnul vrea ce anume o curățire mai mare în dreptul vieții noastre. Ca să rămână ceea ce e de valoare. În care, cum spunea cuvântul Domnului în alte împrejurări, să se descopere tainele multor inimi. Dragii mei, în vreme frumoasă, în vreme senină, toți putem să părem că suntem ok din punct de vedere spiritual. Dar vine vremea încercării și se descoperă ce este în inima fiecăruia dintre noi. Perioadele acestea și cel puțin perioada din anul acesta pe care am traversat-o, parcă uitați-vă, fiecare scoate la iveală ce prețuiește, ce are de valoare, cât de mult cuvintele de care a făcut caz în predică, în rugăciune, în orice altceva, în discuțiile unii cu alții, da? Tot ceea ce a făcut caz să se dovedească. Care e nivelul spiritual al fiecăruia dintre noi? Și ceea ce mă bucură pe mine când mă gândesc la Simon Petru, este că acest om a înțeles și a prins lecția. Omul acesta, sigur, a căzut atât de adânc, dar este omul care apoi reabilitat, apoi trecut prin acest proces al cernerii, este un om care din ce în ce mai mult lucrarea lui Dumnezeu este făcută. E un proces sigur de zdrobire pentru acest om. Om care avea o măsură în ceea ce se gândea cu privire la el, că îi stă bine să uita la ceilalți. Și spune, nu mă asemăn cu aceștia. Nu chiar dacă toți ceilalți. Eu niciodată, Doamne. A fost Petru sincer când a rostit aceste cuvinte? Cu siguranță. Cu siguranță a fost sincer când a mărturisit înaintea Domnului că va fi gata să meargă cu el. Numai că marea greșeală lui Petru e că s-a sprijinit pe sine. S-a uitat la sine. Și Petru parcă să fie cu iertare, dacă vameșu, ca fariseul acela care s-a dus la templu și spunea, Doamne, eu pot să merg cu tine. Dar Petru, din nou spun, a fost sincer. Petru n-a rostit minciuni în acele momente. Dar a fost un om care s-a sprijinit pe sine. Și, dragii mei, e nevoie să vină încercare. E nevoie să vină o astfel de vreme. Ca Dumnezeu să ne deschidă ochii. Să vedem cum suntem. Cât de mici, cât de slabi, cât de falimentari. Și e interesant cum chiar Domnul îi se adresează. Simone, Simone. Nu Domnul i-a spus altfel Petru? Parcă Domnul i-a aduce aminte de omul acela vechi care era. Domnul a vrut să facă din el Petru și face până la urmă.
Asta e minunăția Harului lui Dumnezeu. Face din astfel de oameni titani din punct de vedere spiritual. Dar cine era Petru? Vechiul Simon. Și gândiți-vă, de multe ori când Domnul spune și se adresează în repetate rânduri, Marie, Marie, ce e acolo o mustrare, dragii mei, o mustrare blândă, plină de dragoste. Noi spune Marie, Marie. Marto, Marto, cer scuze. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. E o mustrare blândă a dragostei, dar e o mustrare. Apoi vă aduceți aminte, Domnul îi se arată lui Pavel, viitor Pavel, spre drumul spre Damas și la fel spune. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Domnul îi se adresează parcă unui om care se credea sus, într-o stare bună și descoperă această realitate. Urmau să traverseze o perioadă tare dificilă, grea, dureroasă, încât uitați-vă, dragii mei, și putem să, ușor să spunem, vai, dacă eram eu, nu îl părăseam pe Domnul. Nu, tot s-a părăsit. Domnul a rămas singur. Și ceea ce, un pic să lăsăm pe Petru la o parte, trebuie să ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos. Cum viața lui a strălucit în mod desăvârșit. Gândiți-vă în acea noapte, e vorba de acea noapte atât de grea pentru Domnul Iisus. Instituie acea masă a binecuvântării. Masa la care și noi am participat în această dimineață, aducându-ne aminte de El. Domnul instituie și știți cu cine a stat la masă Domnul? Cu niște oameni care peste câteva ore aveau să-L părăsească. Ați fi stat la masă cu astfel de oameni, frații? Știi că toți fug de Domnul? Ai fi stat la masă cu Petru care s-a jurat că nu-L cunoaște pe Domnul? Ai fi stat la masă cu un astfel de om? Nu, Domnul stă la masă. Pa mai mult. Înainte de această masă, știți ce face? Se coboară la picioarele ucenicilor și le spală picioarele. Probabil ca un răspuns, știți la ce? Știți la ce? Pentru că în același pasaj din Luca, știți la un moment dat despre ce se vorbește? Între apostoli s-a iscat o ceartă? Care va fi cel mai mare? Domnul le vorbea. Le vorbea despre sfârșitul lui pe acest pământ. Despre faptul că avea să fie dat în mâinile fariseilor, a oamenilor, că avea să sufere. Și gândurile inimii lor erau cine va fi cel mai mare. În astfel de momente, să stai la masă cu niște oameni care nici măcar nu simt durerea și apăsarea sufletului? Să stai la masă cu astfel de oameni care vor să fie mai mari și nu sunt gata să se plece, să spele ei înșiși picioarele Domnului Iisus Hristos? Să stai la masă? Să fii vândut de unul dintre apropiații tăi. Unul căruia i-ai întins punga. Unul căruia i-ai întins acel simbol al dragostei, al aprecierii, acea bucățică. Să fii vândut de un astfel de om și tu să nu dai înapoi? Da, dragii mei, pentru că Domnul Iisus Hristos merită toată aprecierea noastră. Merită toată dragostea noastră. Împresurat din toate părțile. Neînțeles. Părăsit de cei apropiați. Și cu toate acestea, uitați-vă la purtarea de grijă pentru cei care erau ai Lui, a Domnului Iisus Hristos față de ucenici. O dragoste care copleșește inimile noastre. O dragoste care, mă rog Domnului, să ne miște în așa măsură încât, indiferent de valuri, de încercări, de probleme, de situații prin care vom mai trece pe acest pământ, să-L iubim și să-L urmăm pe un astfel de Mântuitor. Nu merită El toată aprecierea noastră? Nu merită El ca într-adevăr să-L slujim și să ne închinăm și să-L adorăm, să-L adorăm pe El? Ba da, dragii mei. Pentru că uitați-vă, asta doar pe scurt, deși poate sunt multe lucruri, dar în mod special am vrut să mă refer la Petru și la situația aceasta a ucenicilor. Dar doar ca o paranteză, am vrut să vă îndrept privirile spre Cel care a strălucit în ciuda tuturor vicisitudinilor, în ciuda tuturor situațiilor. Și a ieșit cum? Mai mult decât biruitor. Nimic nu l-a împiedicat pe Domnul. Nimic nu l-a făcut să dea înapoi, ci și-a îndreptat hotărât fața, așa cum spune în altă parte. Și-a plătit la cruce ca să ne aibă pentru sine. Niște oameni atât de mici,
Niște oameni atât de slabi și de sărăcăcioși. Dar Petru avea nevoie și, dragii mei, eu cred că fiecare dintre noi avem nevoie să recunoaștem slăbiciunea și neputința. Pentru că uitați ce spune în continuare. Am menționat, este un proces al cernerii, dureros, puternic, greu, dar în același timp vorbește despre faptul că Satana a cerut lui Dumnezeu ca acești ucenici să fie cernuți. Și este uluitor că în gândul atât de ușor ni se poate îndrepta spre un alt moment care este descris pe paginile Sfintelor Scripturi. Știți la ce moment mă refer? Când diavolul se prezintă înaintea lui Dumnezeu, alături de Fiul lui Dumnezeu, și știți ce cere? Să se atingă de viața lui Iov. Prima dată cere această îngăduință să se atingă de hodele lui, să se atingă de bogățiile lui, de avuțiile lui. Diavolul cere de la Dumnezeu această permisiune. Și apoi, după ce Iov rămâne neclintit, rămâne un om integru care laudă pe Dumnezeu. Știți ce face? Spune, da. Totul până la pielea lui. Și mulți care, poate, la prima lecție, rămân și ei în picioare. Când Domnul se atinge, nu Domnul, când Domnul îngăduie diavolului să se atingă, dau înapoi și spun, Doamne, te-am slujit cu atâta credincioșie. De ce te-ai atins de mine? De ce te-ai atins de sănătatea mea? De ce te-ai atins de tot ceea ce am eu mai scump? Uitați-vă, Iov rămâne în picioare. Dar e un lucru pe care vreau să-l subliniez și a fost de multe ori menționat în locul acesta. Uitați-vă cum diavolul are doar niște granițe pe care Dumnezeu i le-a trasat. Diavolul nu face tot ce vrea. Diavolul, până la urmă, este un instrument pe care Dumnezeu îl face, îl folosește în împlinirea planurilor sale. Și știți la ce mă refer? A avut Dumnezeu în vedere ca Petru să cunoască falimentul și să guste, să înțeleagă cât de slab și mic este el? Și Dumnezeu îl învață pe Petru această lecție, îngăduindu-i celui rău să se tindă. Îngăduindu-i celui rău să lupte cu ardoare nu numai împotriva lui Petru, ci împotriva tuturor ucenicilor. Și uitați-vă cum Dumnezeu în suveranitatea sa, în planurile pe care le are cu privire la fiecare dintre noi, îi îngăduie celui rău. Și precum un cățel care ați văzut la țară, erau acei căței care mergeau pe frânghie, nu? Stăpânul îi punea o frânghie și cățelul avea libertate. Credea el că are libertate, dar el se mișca de colo-colo doar pe acea frânghie. Sau îl bagi într-un țar. Și cățelul la un moment dat crede că are libertate într-un țar poate mai mare. Așa crede el. Uitați-vă cum Dumnezeu nu-i îngăduie. Ba mai mult spune, v-a cerut. Știți ce am înțeles? E uluitor. În original, acest cerut nu este în același sens în care noi, ca și copiii ai Domnului, cerem de la Tatăl nostru din ceruri. Nu e același cuvânt în original. Ba mai mult e același cuvânt folosit într-o relație de afaceri. Într-un sens. Nu că diavolul ar fi egal cu Dumnezeu, să nu înțelegem nici pe departe. Dar în care diavolul cere în felul acesta. Nu o rugăminte care îi va fi ascultată așa cum noi ne rugăm. Și e uitor că Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. S-a rugat Domnul pentru că spune în continuare ca Petru să nu falimenteze? Nu asta s-a rugat Domnul. Ci s-a rugat ca credința lui să nu se piardă. Și, dragii mei, ca să mergem mai departe, că timpul avansează, priviți și spune, dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Cât de personal a fost pentru Petru lucrul acesta. Cât de mult aveau probabil să-l urmărească apoi aceste cuvinte. Și, dragii mei, mângâierea și vestea bună pentru fiecare dintre noi în această dimineață este că Domnul se roagă pentru fiecare dintre noi. Mijlocește pe nume pentru fiecare dintre noi. Spune, bine, un frate, dacă poate tu nu te-ai rugat pentru tine într-o dimineață, a mijlocit Domnul pentru tine. Dacă tu poate ai plecat în grabă la servici și ai uitat în mijlocul problemelor, ai uitat și să te rogi,
Domnul a continuat să mijlocească pentru tine. Nu mișcă lucrul acesta. Prințul slavei să mijlocească pentru tine. Uitați-vă, m-am rugat pentru credința ta. Asta înseamnă că pe ceilalți Domnul i-a neglijat? Nu neapărat. Nu neapărat. Cu siguranță nu. Nu că nu neapărat. Cu siguranță nu. De ce spun asta? Uitați-vă cum, și o să citim câteva cuvinte din Ioan, capitolul 7, 17, unde Domnul vorbește în acea rugăciune pe care și mijlocire de mare preot al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care îl o face pentru toți ai Lui. În Ioan, capitolul 17, asta spune Domnul, se roagă pentru toți. Probabil că Petru a fost cel mai vocal și avea nevoie să audă personal aceste lucruri. Probabil că Petru deja, care de multe ori fusese portavocea celorlalți, omul care și-a luat de multe ori întâietatea, avea nevoie personal de această lecție. Și mai mult avea nevoie personal să audă din partea Domnului. Nu știu Petru cum a privit. Nu știu Petru cum i-a văzut pe ceilalți. Decât din ceea ce ne spune cuvântul. Ce anume? Că s-a văzut deasupra celorlalți. Și probabil Petru în mod special a avut, în mod personal să audă aceste cuvinte. Dar am spus, dragii mei, pentru fiecare dintre noi în această dimineață este în același timp o înviere. Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, mijlocește pentru fiecare dintre noi. Și asta spune, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Un argument atât de puternic că dacă Domnul nu s-ar fi rugat pentru noi, credința fiecăruia dintre noi s-ar fi pierdut. Dragii mei, toți cei care susținem că mântuirea nu se pierde, nu se rează pe ceea ce putem noi, dragii mei, ci pe ceea ce poate. Asta e marele adevăr pe care l-am descoperit din cuvântul Domnului. Toți care ne bazăm că mântuirea nu se pierde, nu e pe ceea ce putem noi, ci pe ceea ce Domnul spune. Eu m-am rugat pentru tine. M-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Cunoaște viața celui credincios falimentul? Cunoaște de multe ori. Ca și Petru. Și vă vorbește un om care a falimentat în multe lucruri. Poate uneori aveți impresia că dacă vorbim din locul acesta, noi suntem oameni care nu cunoaștem falimentul. Oh, dragii mei! Foarte mult! De foarte multe ori! Cu toții cunoaștem falimentul, cu toții privim spre momente pe care am fi spus, Doamne, cum am procedat din nou așa cum n-aș fi vrut să procedez? Cum poate din nou m-am mâniat? Cum din nou poate am vorbit lucruri care nu trebuia să le spun? Oameni falimentari! Dar ceea ce este minunat, priviți ce spune Domnul. M-am rugat ca acolo în falimentele tale să nu-ți pierzi credința. Și ceea ce este uluitor este că ceea ce Dumnezeu a făcut și va face în viețile noastre este să ne ducă până la capăt. A rămas Petru până la capăt? A rămas. Pentru că Domnul s-a rugat pentru el. Domnul a mijlocit pentru el. Și Domnul l-a susținut, l-a întărit. Sigur, n-aș vrea să rămânem doar la falimentul lui Petru. Ce aș vrea să fie doar un impact puternic în viața fiecăruia dintre noi. Dragii mei, să ne uităm în împrejurările prin care trecem poate zi de zi și să vedem de ce suntem în stare. Asta e lecția pe care tare mult aș vrea să o învăț și să o învățăm împreună. Nu suntem buni fără de ajutorul lui Dumnezeu. Nu suntem în stare să ajungem la capăt dacă mâna Domnului nu ne-ar susține, ci să privim spre un Dumnezeu al dragostei. Și să facem și noi, ca și Petru, să ne pocăim atunci când falimentăm. Dar, dragii mei, să învățăm mai departe ce a făcut Petru. Petru este omul care vine vremea în care ajunge cu adevărat să moară pentru Domnul său. Asta vorbește istoria. Vorbește și Domnul atunci când i-a descoperit cu ce moarte avea să-l onoreze pe el. Domnul a arătat, Petru, uitați-vă, în ciuda falimentului de care are parte în acest moment, al unei trădări pe care a avut-o față de Domnul, este omul care își învață lecția și trece prin acest proces pe care, Doamne, adu-l tot mai mult în viața fiecăruia dintre noi, al zdrobirii, al dezgustului de ce suntem noi. O, câți creștini că suntem mulțumiți cu ce suntem noi și suntem atât de apreciativi cu privire la persoana noastră. Și avem nevoie de zdrobire adâncă.
Avem nevoie și uneori Dumnezeu ar trebui să-i mulțumim că îngăduie astfel de momente în viața noastră. Ca să vedem cât de slabi și de mici suntem fără de El. Și în felul acesta să spunem, Doamne, dacă Tu nu ai fi intervenit pentru mine, dacă n-ai fi pledat înaintea Tatălui pentru mine, de multe ori aș fi fost poate în lume, departe de Tine, fără să mă întrebuiască calea Ta. Dar este și ar trebui fiecare dintre noi, conștienți de ce suntem noi, să strălucească înaintea ochilor noștri măreția și slava, bunătatea și îndurarea, mila și dragoste pe care un Mântuitor care a murit pentru noi nu continuă să ne arate fiecăruia dintre noi în parte. Și asta spune, și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Sigur, anumite biserici au tras concluzie de aici că Petru este cel care avea să fie capul bisericii. Nici pe departe. Uitați-vă cum aici vorbește Domnul despre faptul că după ce Petru va cunoaște, va trece prin acest proces al purificării, al zdrobirii, al lepădării de sine, va fi omul capabil să întărească pe ceilalți, să-i ajute, să-i susțină. Și nu asta face Apostolul Petru apoi? Prin epistolele sale? Prin rolul pe care l-a avut în cadrul bisericii? Când ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor și vedem modul uluitor pe care Dumnezeu l-a folosit și la predica lui se întorc oameni, uitați, om falimentar, dar care și înțelege, și înțelege lecția și nu mai trăiește bazat pe ce poate el, ci pe ce poate Domnul. Și asta vrea Dumnezeu cu fiecare dintre noi, trecând poate prin falimente, prin eșecuri, să ne ridicăm de acolo, să ne învățăm lecția, să ne sprijinim pe Domnul și să îl onorăm cu viața noastră, dorind la rândul nostru să creștem din punct de vedere spiritual. Orice creștin care înțelege acest lucru nu va dori o viață sărăcăcioasă. Nu va spune, dacă David a căzut odinioară, înseamnă că și eu pot să cad. Dacă Petru a falimentat odinioară, înseamnă că și eu pot să falimentez. Dragii mei, asta nu e credința unui credincios veritabil. Nu este adevărul pe care Dumnezeu ne-l dăruiește în cuvântul Său. Nici pe departe. Ci acolo, în neputințele noastre, strigăm după ajutorul preanalt. Implorăm și ne sprijinim pe Cel care poate să ne ducă pe brațele sale. Da, un om care cunoaște falimentul este un om care apoi poate să ajute pe ceilalți. Spunea un om al lui Dumnezeu, la un moment dat, s-a apropiat de un alcoolic și căuta să-l convingă despre dragostea lui Dumnezeu, despre nevoia pe care o are de mântuire. Și omul respectiv, acolo în neputința lui, în păcatul care stăpânea asupra vieții lui, l-a bătut pe fratele și i-a spus, ești un băiat bun, ești un om bun. Și fratele a înțeles că omul acesta are nevoie de un alt ajutor. Și a trimis pe un frate care fusese izbăvit de aceeași problemă alcoolului. Și omul acesta s-a dus la acel om care avea nevoie de liberarea Domnului și a spus, știi că odinioară împreună mergeam și beam. Amândoi ne îmbătam. Dar astăzi sunt un om care a cunoscut salvarea, puterea lui Dumnezeu în viața mea. Asta vin să spun și ție. Este un Dumnezeu care poate să te smulgă. Și omul acela s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Un om care a auzit mărturia altuia. Scos din aceleași păcate. De aceea uitați-vă cum de multe ori cei mai potriviți oameni sunt oamenii care uneori eșuează, falimentează, dar oameni care pot să vorbească în dreptul vieții lor despre harul, mila, îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi ca biserică întotdeauna ar trebui să fim așa. Nu să aruncăm cu pietre în păcătoși. Nu să vorbim de sus cu privire la ei, ci să le vorbim de dragoste pe care Dumnezeu a avut-o în dreptul nostru. Și dacă de multe ori arată împietrire în viața lor, fraților, să nu uităm că și noi, la rândul nostru, am fost la fel de pietriți. Să nu uităm că poate Dumnezeu ne-a tot așteptat ani de zile, pe unii zeci de ani. Și astăzi Dumnezeu continuă să-și arate bunătatea față de noi. De aceea să fim o biserică a unei mâini întinse către omul care are nevoie de Dumnezeu. Nu o biserică care tolerează păcatul. Nu departe de noi. Nu despre asta vorbesc. Dar o biserică care manifestă, arată și exprimă dragostea unui Dumnezeu de neînțeles, de nepătruns,
a unei dragoste care depășește puterea noastră de înțelegere. Și priviți ce spune Petru. E uritor. Domnul îi spune că într-un sens va aluneca. Asta spune. Și după ce te vei întoarce. De unde? Din falimentul tău. Din căderea ta. Și știi ce îi spune Petru lui Domnul Iisus Hristos? Doamne, te contrazic. Nu ai dreptate. Nu ai dreptate. Nu cumva de multe ori omul ajunge să-L contrazică pe Dumnezeu? Doamne, nu ai dreptate aici. Eu îmi cunosc mai bine inima. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine? Cunoaște bine inima omului? Dumnezeu, dragi. Dumnezeu cunoaște inima omului. Și Petru contrazice pe Domnul și spune, Doamne, din nou spun, sunt cuvinte sincere, să nu înțelegem greșit. Petru acolo nu minte. Asta era credința lui că va merge cu Domnul. Dar priviți și ce spune. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata. Adică, Doamne, dacă tu mergi, eu voi fi alături de tine. Dar Petru, ce te vei face când vei rămâne singur în fața unei slujnice? Ce te vei face când vei sta înaintea celorlalți singuri? Domnul e arestat, e bajocorit, e la mâna acelor soldați care își permiteau să-l bajocorească și să-l disprețuiască. Petru, ce faci când rămâi singur? Și Domnul ce îi spune? Ce spune Petru? Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Vine vremea când Petru ajunge cu adevărat în temniță. Dar nu acesta e moment. Vine momentul când Petru avea să-și dea viața pentru Domnul său. Și asta ne spune istoria. Că Petru la rândul lui a fost răstignit. Dar pentru că n-a găsit de cuviință să aibă parte de aceeași cinste cu Domnul său, a fost gata să fie răstignit cu capul în jos. Pentru că n-a găsit de cuviință să primească aceeași cinste într-un sens. Dar Petru e gata să meargă la moarte. Dar nu de data aceasta. Și priviți ce spune. Și dragii mei, câte promisiuni în sensul acesta nu facem și noi cu gura noastră. Doamne, cu tine sunt gata. Până când vine virusul. Doamne, cu tine sunt gata să merg în temniță. Dar nu sunt gata să merg la adunare. Mi-e teamă că o să mă îmbolnăvesc. Mi-e teamă că frații nu o să poarte mască și ce să alege de mine. Și arătăm cât de mici suntem în credința și în încrederea noastră în cuvintele lui Dumnezeu. Nu de la nu purta mască, să nu înțelegeți greșit nici pe departe noastră. Dar asta vreau să arăt și să vedem cât de mici suntem noi ca oameni. Că nu ne bazăm pe Dumnezeul nostru atotputernic. Doamne, sunt gata să merg în foc cu tine. Dar și putem adăuga multe lucruri. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să ne analizăm vieții. Până unde suntem gata să mergem cu Domnul? Dragii mei, n-am fi în stare să facem niciun pas dacă ne-am bazat ca și Petru pe noi. Am amintit ce spune Petru legat de ceilalți în pasajul din Matei, în pasajul din Marcu, că spune, chiar dacă toți aceștia, eu nu te voi părăsi, eu nu voi găsi în tine o pricină de potinire. Și, dragii mei, de multe ori poate credem că e aceeași împrejurare. Deși sunt împrejurări aproape identice, sunt totuși diferite. De se înțelege că Petru a avut această convorbire cu Domnul de două ori cel puțin. De ce spun? Matei și Marcu vorbește despre momentul în care ei au părăsit camera de sus. Citiți, dacă vreți, nu mai este timp acum să intrăm. Au părăsit acea cameră de sus unde a avut loc sărbătoarea pascală și instituirea mesei cinei Domnului. Și au ieșit în acea grădină, au părăsit și s-au dus dincolo de pârâul Chedron. Și acolo, dincolo, în afara clădirii, are loc acea discuție între Domnul și Petru. Dar aici, uitați-vă, e vorba de împrejurarea în care ei sunt în interiorul clădirii. Și doar uitați-vă ce spune versetul 39. După ce a ieșit afară. Deci până atunci ei au stat în lăuntru. Deci se subînțelege că au loc două evenimente foarte similare, foarte apropiate. Și cu toate acestea, uitați-vă la Petru. E plin de încredere în sine. Nu înțelege nimic din vorbirea Domnului. Nu-i dă de gândit. Cum ar fi trebuit să-l șocheze când Domnul îi spune Petre, o să te lepezi de mine.
Petru spune, nu, Doamne, chiar dacă toți ceilalți te vor părăsi, chiar dacă toți ceilalți, nu, Doamne, nu se va întâmpla așa cu viața mea. Și ce îi spune Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în templu și la moarte. Și Domnul îi spune, i-a zis în versetul 34, Petre, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Nu așa au stat lucrurile? E ceva ascuns de cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos? Nu. Domnul toate lucrurile le știe. Și cu toate acestea, deși îl avertizează pe Petru, este uluitor că în același timp este un mesaj al binecuvântării, un mesaj al nădejdii, al speranței. De ce spun asta? După ce Petru cade, se pocăiește, dar și aduce aminte de cuvintele Domnului. Și aduce aminte de dragostea lui. De faptul că Domnul îi spusese, da, vei cădea, vei aluneca, dar eu m-am rugat pentru tine ca să te întorci înapoi. Probabil că cea mai mare grozăvie pentru un om care cade și cade adânc este că se simte abandonat de toți cei din jur. Se simte abandonat de ceilalți. Poate dezamăgit el însuși de ceea ce a fost în stare. Dar uitați-vă cum Dumnezeu întinde o mână către omul desnădăjduit, căzut, alunecat și vrea să-l scoată de acolo. Conștientizăm cu toții ce Dumnezeu avem. Cât de minunat este Dumnezeul nostru. Și am spus că citesc și cu asta vreau să închei. Doar citesc, dacă vreți, mai gândiți-vă dumneavoastră la aceste versete. Ce spune în Ioan, capitolul 17. Priviți ce spune. Ceea ce Domnul a spus, eu m-am rugat pentru tine. Și a făcut-o pentru toți ceilalți. Ioan, capitolul 17. Tot capitolul e frumos, dar începând cu versetul 6 spune... Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Alegerea lui Dumnezeu. Nu e timpul, dar alegerea lui Dumnezeu. Mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Și priviți ce spune versetul 9. Pentru ei, mă rog. Nu mă rog pentru lume. Este rugăciunea de mare preot a Domnului nostru, Iisus Hristos. Nu știm ce ne dezvoltă aceste frumoase adevăruri. Autorul epistolei către evrei și ne aduce mult mai multă lumină. Dar uitați-l, în postura de cel care mijlocește, intermediază. Și mai sunt multe alte versete. Vă amintesc doar ce spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, cu alte cuvinte, dacă cineva a falimentat, avem la Tatăl un mijlocitor, unul care intermediază, unul care mijlocește pentru noi. Și priviți ce spune, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Și apoi priviți ce spune în continuare, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la Tine, Sfinte Tată, din nou, păzește rugăciunea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos pentru cei care sunt ai Domnului. Păzește. Eu nu mai sunt în lume, dar Tată, încredințez cu alte cuvinte în mâinile Tale. Păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram eu cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. E vorba în mod special de ucenici. Dar apoi priviți cum se lărgește și se mărește sfera. Versetul 20, știți ce spune? Și mă rog nu numai pentru ei, adică nu doar pentru acești apostoli. Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul celor falimentari, prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una și mai citiți dumneavoastră acasă. Dragii mei, niciunul din nou spun, n-am ajunge la destinație dacă n-ar fi intermedierea Domnului Iisus Hristos. Niciunul n-am ajunge cu bine la limanul ceresc
dacă Domnul n-ar fi în corabia vieților noastre. Dar, dragilor, lăudat să fie Domnul că ceea ce a spus aici în cuvântul Său e da și amin, e adevărul lui Dumnezeu, care aș dori să fie ca o hrană pentru sufletele noastre. Iar dacă Domnul ne trece prin încercări, dacă Domnul îngăduie celui rău, ca în aceste limite, El să-și facă, ca leul acela care răgnește și caută pe cine să înghită, dacă ar fi cu putință, chiar pe cei aleși. Dumnezeu folosește toate aceste lucruri pentru sfințirea noastră, pentru curățirea noastră, pentru zdrobirea noastră, pentru a ne cunoaște bine cât suntem noi și de când cunoaștem bine ce suntem noi, atunci îi spui încredere într-unul mai mare, într-unul care poate. Domnul, de aceea îmi doresc să fie lăudat de fiecare dintre noi. Și în ciuda situației când diavolul a cerut să cearnă ca și birou, în astfel de vreme, să lăudăm pe Domnul că El ne poartă pe brațele Sale. Și, dragilor, fiecare dintre noi să lăsăm ca lecțiile pe care Dumnezeu le îngăduie în viețile noastre să fie lecții pe care să le învățăm și să nu trebuiască, ca și la școală, să le tot repetăm până când vom învăța bine acea lecție și vom putea să trecem clasa. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu tot ceea ce avem nevoie și El să-și reverse în continuare harul Său, mila Sa și îndurarea Sa. Amin. Amin.